Florile rămân cel mai bun cadou în luna lui Mărțișor. De pe 1 martie până pe 8 martie, specialiștii estimează că se vor vinde în România flori în valoare totală de 32 de milioane de euro. Lalelele sunt cele mai căutate. Acest buchet conține trandafiri, garoafe, lalele, dar și alte flori de sezon și reprezintă cadoul perfect pentru orice femeie. Alegerea buchetului perfect poate fi una dificilă, însă specialiștii sunt întotdeauna pregătiți să ofere cele mai constructive sfaturi. Având în vedere că este început de sezon de primăvară, toată lumea își dorește flori primăvăratice. Asta înseamnă zambile, narcise, frezii. Dar nu trebuie să uităm, pentru că la nivel mondial, cum își exprimă un bărbat dragostea? Prin trandafir. Consider că soțul sau iubitul ar trebui să știe care sunt preferințele persoanei iubite. Și atunci va trebui să, în consecință, să știe floarea preferată. Dacă nu, în cel mai rău caz, măcar ce culoare preferă. Cred că în 2-3 săptămâni vom inaugura și florăria. Florăria Cara aparține Florinei Bogdan, soția europarlamentarului Rareș Bogdan.